Parcul Acvatic Siam, asta este intrarea din parc. Parcul Siam sau Siam din Tenerife este una dintre atracțiile acestei zone. Deci este interesant pentru că are cea mai mare piscină pe care o poți vedea, piscina artificială pe care o poți vedea și cu o plajă artificială. Toată apa din parc este apă sărată. O iau, haideți să vă arăt undeva din spatele meu, din ocean de acolo, și o aduc până în parc aici. Sunt câțiva kilometri probabil până în parc. Toată această apă este adusă și folosită în parc pentru animăluțe de genul leilor de mare, dar și pentru oameni, pentru piscine, pentru topoganele acvatice și așa mai departe. Urmăriți pe GoNext toate informațiile și reportajele de aici, veți vedea mai multe despre toate acestea. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună! Ha? Because we have another park in the north of the island, the name is Flower Park. It's an archaeologic, we have all them. Okay? And we have the father and the grandfather living in the lower park. Okay? Sí, 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 como mira. Está esperando. This is the lazy river. Relax with all the riot. Parcul Siam din Tenerife găzduiește cea mai mare piscină din lume. Ce este interesant legat de această piscină este faptul că ea are valuri artificiale care pot ajunge până la nivelul 6. La nivelul 6 se poate face surf, iar valurile au aproape 3 metri înălțime. Această piscină poate fi închiriată de surferi. O oră de închiriat costă 600 de euro. Dar pentru turiști obișnuiți, ei se pot distra în fiecare zi aici în Siam Park din Tenerife. Pentru GoNext, Adrian Boioglu. If you see when you are inside the Siam Park, you see a dreams. You feel like you are in Thailand. You see something different because we are a special one, we are the best one. We are for 6 years consecutive the best water park in the world for TripAdvisor. And then when the people come into the park, what we want is that the people feel something different. Enjoy the beautiful pools, enjoy beautiful attractions, beautiful temptations, nice employers, nice service. We try to do the best for the people. What are the attractions of the park? We have 18 attractions. With different levels, like exciting levels, like relaxing levels. We have a wave pool. It's the biggest one in the world with the biggest artificial wave. The people love it, as you can see on the right side. And then if you see, we're in the winter time, we're in December, and the weather is beautiful. This is one thing like that the people love when they come to Tenerife and when they come to Siam Park. What else can you do in the park? What else can you see in the park? What, sorry? What else can you see? The sea lions maybe or other attractions, the aquarium? Ah, we have sea lions and the aquarium. Some animals with the third and the fourth generations, because the father and the grandfather, they are in Loro Park. The babies came to Siam Park. And then we have many attractions. We have restaurants, we have cafeterias, we have VIP areas. House VIPs with jacuzzi, with a special place to relax. You need to be like a private place. And then we have many things. I think we have the best park in the world.